Videoclipul de astăzi este plin de surprize. Am găsit lucruri interesante, lucruri vintage, lucruri originale, lucruri fake, lucruri pe care nu credeam că le voi găsi într-o piață de vechituri. În acest episod vă voi arăta o simplă experiență de la o piață de vechituri, care din perspectiva mea este una dintre cele mai dotate piețe din România, care sunt prețurile într-un astfel de târg și părerea mea sinceră despre lucrurile pe care le-am găsit. Până la finalul videoclipului, nu uitați să scrieți în comentarii lucrul vostru preferat pe care l-am găsit astăzi în piața de vechituri. Țineți-vă bine și dați play la video. Haideți să vedem! Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi mergem în piața de vechituri din Oradea. În videoclipul anterior am văzut că v-a plăcut foarte mult acest format, așa că m-am gândit să revin în piață, tot așa cu hamul pus pe piept, camera filmând în timp ce eu caut chestii pe aici prin piața de vechituri. Este o activitate pe care o fac aproape săptămânal, așa sâmbătă dimineața. Astăzi am mers undeva la ora 8. Deci am mers destul de dimineață și pot să zic că am găsit o grămadă de chestii interesante în acest videoclip. Este un videoclip destul de lung, așa că luați ceva bun de mâncat, ceva bun de băut, de ce nu, în timp ce urmăriți acest videoclip. Nu uitați să-mi dați subscribe, like la acest videoclip, iar dacă există o astfel de piață la tine în oraș, nu uitați să scrii în comentarii, pentru că eventual voi merge acolo să caut chestii și să le pun aici pe vlog. Așa că vă urez vizionare plăcută și hai să vedem ce am găsit astăzi la piața de vechituri. Treaba cu hoodie-ul Babesta nu cred că era legit, adică sunt convins că nu era legit, pentru că în afară de printul de pe hoodie nu avea absolut nicio legătură cu brandul Babe. Așa că am zis că îl arăt aici pe video, doar de dragul hype-ului care s-a creat în jurul perechilor de Babesta. La această tarabă sunt haine destul de mari, imense, aș spune, adică de la XXL în sus, cu un stoc provenit din America, iar asta mi-am dat seama pentru că sunt o grămadă de tricouri Canada, tot felul de branduri din America sau animații din America. Căutam pentru că poate găsesc un L, ceva de genul. Sunt tricouri din astea vintage care sunt pe estetica mea, cel puțin, să zic așa. Aici iubita mea a găsit o pereche de pantaloni de sweatpants OVO. Sunt foarte curios câți dintre voi știți de acest brand. Bine, este un brand foarte popular, deci ar trebui să știți. Dar și acești pantaloni erau fake, deci era portat doar acolo logo-ul de la OVO. În continuare am mers să căutăm la tarabele vecine, iar aici am găsit un training vintage Adidas The Originals. Îl verificam deoarece voiam să văd dacă este legit, pentru că mi s-a părut interesant să găsesc un training full, mai ales bluză și pantalon în același set, să zic așa. Mă uitam la tot felul de detalii, să nu cumva să fie pătat, să nu cumva să fie scămoșat, pentru că acest material se scămoșează foarte repede, însă nu am găsit. Era un training într-o condiție foarte bună, dar culorile erau ca destul de, nu știu, extreme, aș spune. Aici îl puneam pe lângă mine să văd dacă îmi vine acest training. Gen, mă gândeam să-l cumpăr pentru mine, însă mi-am schimbat gusturile. Poate acum vreo 3-4 ani mi-aș fi luat trainingul ăsta să-mi fac o poză și să o postez pe Instagram, dar acum am zis că îi zic pas, pentru că am o grămadă de haine de alea și nu mai am unde să le pun. La ce preț ai trainingul? 100. 100 de lei. Sunt foarte curios voi ce părere aveți de prețul acestui training și nu numai, pentru că în decursul acestui videoclip voi mai întreba de anumite prețuri ale hainelor și să-mi spuneți părerea voastră despre prețurile în general la această piață sau cel puțin la hainele pe care urmează să vi le arăt. Am găsit acest hoodie în premieră, colaborare dintre Polo, Ralph Lauren și Air Jordan și Top Star, deci nici măcar Trap Star, Top Star. O bluză foarte goofy, aș spune. Încet, încet trecem la Adidas, pentru că știu că de mult vă plac Adidas-ii și Jordan-ii și Jordan 4 mai ales. Un semn că vine vara, această tarabă plin de crocs, n-am mai văzut-o până acum, ceea ce înseamnă că a crescut popularitatea acestui brand Crocs la noi în România, sau cel puțin aici în piață. Cred că astăzi a fost zi de marfă, ceea ce înseamnă că vânzătorii și-au expus cea mai bună marfă a lor, să zic așa, pentru că am găsit multe perechi de sneakers astăzi. Ați văzut și perechea de On Cloud, care e destul de interesantă, ați văzut și acea pereche de Ultra Boost. Un highlight al acestui videoclip este această pereche de Travis Scott în colaborare cu Jordan, o pereche de Jordan 4 care a apărut prin 2018-2019, ceva de genul. Vreau să vă spun că era atât de purtată încât eticheta din interior unde arăta mărimea era ștearsă complet. Deci nici vânzătorul, nici eu nu mi-am putut da seama ce mărime este acea pereche de Jordan 4 cu Travis Scott. Dar lăsând asta la o parte, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, dacă acea pereche de Travis-uri a fost legit sau nu. V-am spus că a fost o zi de marfă, am găsit perechea asta de Nike Magista Obra 2. Cei care au jucat fotbal în acea perioadă știu hype-ul acestor perechi de ghete. Trecem mai departe cu o pereche de Nike Air Foamposite One Royal Blue. Această pereche este o
pereche aniversar de 20 de ani, care a apărut în 2017, și un price range la perechile noi se află acolo între 300 și 700 de dolari în funcție de mărimea acestui model. Mai departe, am găsit o pereche de Nike Pegasus Zoom Air, o pereche drăguță pentru alergat sau cel puțin așa de sport, de lifestyle, de jogging, să zic așa. Ia vedeți aici niște extraterestri, niște crocodili, niște predatori. Mamă, deci ce mișto e modelul ăsta de la Adidas. Este prima dată când am perechea asta de ghete în mână și sincer să vă zic, chiar e ceva interesant. Nu știu în ce an au apărut mai exact, cred că acum 2-3 ani, că parcă mi-aduc aminte de ceva reclamă, oricum e foarte interesant. O altă pereche de Adidas Ultra Boost. În 2016-2017, dacă găseam atâtea perechi de Adidas Ultra Boost la o astfel de piață de vechituri, cred că eram în al 9-lea cer, pentru că în perioada aia eram foarte nebunit de aceste perechi. Încă mai am vreo 4 perechi de pe vremea aia, pe care le folosesc așa când mă mai duc pe la sport. Aici am găsit două jerseyuri de baseball de la Snipes, ceva colaborare cu Kickstarter. Foarte interesante acele două jerseyuri. O pereche de blugi pe stilul ăla opium. Adică nu știu ce determină o haină să fie opium, dar prin faptul că avea buzunare și erau puțin mai largi, mi-a venit gândul direct la hainele opium. Apoi am găsit acest windbreaker jacket vintage, exact pe placul meu. Deci modelul ăsta de geci sau de jachete, cum vreți voi să-i spuneți, sunt preferatele mele. Am dat 20 de lei pe jacheta asta vintage Nike, care din păcate nu era mărimea mea, însă am cumpărat-o doar pentru că mi-a plăcut-o extrem de mult. Un preț care după mine mi se pare corect, având în vedere vârsta și starea în care se afla această jachetă. Mai găsești pe aici, pe la piață, niște perechi de Jordan care nici măcar nu au existat vreodată, însă au potențial, cum ar fi perechea asta de Jordan 4. Seamănă foarte mult cu perechea de Jordan 4 Green Glow. Deci cred că au încercat să facă ei perechea de Green Glow-uri, însă nu le-au ieșit. Am avut norocul să găsesc la aceeași tarabă o pereche de Air Force One în colaborare cu Off-White, colorul UNC, dar vă dați seama că perechea nu este legit. Am speranța că odată și odată voi găsi o pereche din asta, foarte scumpă, care să fie legit. Mai departe, cu un model interesant de Kyrie, care, sincer să vă zic, mi-a plăcut. Însă eu nu sunt jucător de basket, nu practic acest joc și am zis că de lifestyle nu e pe placul meu. Două perechi interesante, o pereche de Sambaur, o pereche de Air Force One Mid. Așa cred că sunt Lunar Lon, dacă nu mă înșel, cu talpă antiderapantă. O pereche de Jordan 5 Fire Red. Perechea asta am avut-o și eu când a apărut, acum în 2021. A fost o pereche drăguță, însă m-am scăpat de ea. Pentru nostalgia mea, o pereche de total 90, mamă, îl văd pe Rooney în perechea de ghete. O pereche interesantă de Jordan 1 Mid, mă uitam la condiția perechii, așa, după părerea mea, era un 8 din 10. Și aici o pereche de Air Force One Low, care seamănă foarte mult cu perechea de Air Force One Tiffany. Mai departe, o pereche interesantă de Jordan 1 Georgetown. Deci perechea asta chiar mi-a atras atenția. Dacă era mărimea mea, o cumpăram. Mi-a cerut 200 de lei pe această pereche. Iar acum vin din nou cu o întrebare pentru voi. Cum vi se pare acest preț pentru această pereche, având în vedere condiția perechii și până la urmă, na, mizeria din interiorul Adidasului, că și asta influențează prețul. Niște Louboutin, o pereche din asta, chiar mă gândeam să-mi cumpăr la un moment dat, dar prin 2018, când erau mai hyped, acum nu le-a cam scăzut hype-ul, poate pentru că prea tryhard ar spune, dar evident, nu era o pereche, nici măcar fake-uri, erau ceva mai rău decât fake-urile. O bluză de la Tommy Hilfiger, un full zip, care mi se părea așa cozy, mi se părea interesantă, mai ales cu acel gri. Griul ăsta arată cel mai mișto, chiar lângă un Windbreaker Polo Association, așa vintage, iar asta era tare. Chiar după aia am întrebat prețul celor două produse, deci hoodie-ul Tommy Hilfiger și acest Windbreaker Polo Association. Sunt foarte curios cât credeți că mi-a cerut. La ce preț? 180 de lei pentru ambele. Zipperul nu era într-o condiție foarte bună. Eu zic că un preț corect era maxim 40 de lei. Jaca vintage era mult mai nașpa condiția decât se vedea în poză. Undeva la un 60 de lei. Prețul ăsta mi se pare corect din perspectiva mea. Bluza Adidas cu Juventus chiar a fost interesantă. Avem logo-ul echipei înainte să fie schimbat. Cred că în 2016 l-au schimbat sau 15, ceva de genul. Însă era murdară și cerea 80 de lei pe hoodie-ul ăla. Încă un hanorac Hilfiger. Ăsta era în stare mai bună decât primul, dar cerea și mai mult, era 100 de lei. Un alt hoodie interesant. Nu am mai întrebat cât costă acest hoodie champion, că mă gândeam că îmi cere 100 de lei, având în vedere că e 150 de lei nou-nouț în magazin. Aici am găsit tot la aceeași tarabă o geacă Nike, oarecum așa modelul așa pe tech fleece, era mărimea S, m-a arătat-o prietenului meu, însă au zis că nu i-o place. La capătul tarabei am găsit această pereche de pantalon Jordan, din material sintetic, însă avea print loss și am zis că îi las acolo. Nici nu m-am uitat dacă mai are alte defecte sau nu. Un hoodie interesant de la Gista Raw,
un sweatshirt de la Discord, însă era fake, pentru că nu avea nici etichetă interioară, nici etichetă exterioară, efectiv avea doar printul pe față, o bluză vintage Nike destul de interesantă și faină. Îl văd parcă pe Ronaldo în 2007 purtând geaca asta când încă era la Manchester United, iar chiar lângă un hoodie vintage de la Umbro. Nu știu dacă ați văzut, dar Umbro a început să facă colecții de haine foarte tari. Vă recomand să dați un search pe Google în legătură cu ultimele lansări Umbro. Trecem mai departe, o pereche de Flystepper, Nike Flystepper 2K3 sau ceva de genul, chiar nu mai știu cum se numește, dar un model foarte interesant. O pereche care nu e pe placul meu, vă zic sincer, de Jordan 5, Son of Mars se numește. Sky-ul ăla de pe șireturi chiar nu e pe placul meu. Oh my god, niște șobolani care ori încerca să arate ca o pereche de Jordan 4 în colaborare cu Off-White Sale. Am norocul de a deține această pereche și vreau să vă spun că este un jec de fake. Din păcate, nici măcar nu ori încercat băieții. La fel și în acest caz de Jordan 4 Thunder. Uitați-vă la bula de aer, la air bubble, că era din cauciuc, era din plastic. După ce m-am îngrozit cu perechile alea fake, am zis că dau o tură la grămadă. Că de obicei, poate găsești câte o pereche, două care sunt mai interesante, la 20-30 de lei cât costă o pereche, mai ales în grămada asta, chiar merita. Cum este și în acest caz de On Cloud, o pereche de alergat sau cel puțin de umblat, așa, ore mai îndelungate, chiar merită, că poate găsești pe mărimea ta. O pereche de Dunk High foarte interesantă, vă las pe voi să căutați pe Google cum se numește modelul în special. O pereche de Adidas Copa. Această pereche, pentru cei care se pricep, este semi-profesională, după cum puteți vedea, 19.2, deci este un model din 2019 și punct 2 se referă la calitatea perechii, a spune. Iar prietenul meu, Alex, și-a găsit această pereche de Ultra Boost 1.0 Oreo pe mărimea 42 și vă las pe voi în comentarii să văd dacă ghiciți cât a dat pe această pereche. Vreau să spun că a fost un preț foarte bun. Iar acum spre final, înainte să plec spre mașină, am dat de această servietă de la Burberry, însă doar pattern-ul era Burberry, că în rest aș spune că pielea de pe geanta asta era slabă. Era nașpa. Am lăsat geanta jos, iar aici deja ne îndreptam spre casă, pentru că deja petrecusem 2 ore căutând după comorile din această piață de vechituri. Ei bine, guys, cu această ocazie vreau să închei videoclipul aici. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii orașele unde mai vreți să merg și să caut lucruri în piețe de vechituri. Atât a fost cu episodul de astăzi. Țin să vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. Nu uitați de like, nu uitați de subscribe și să ne vedem cu bine la videoclipul următor. Let's go!